Bună ziua, prieteni! Eu sunt Niculina și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom face chifteluțe cu ton și cartofi. Este o rețetă perfectă atunci când dorești ceva sățios, dar diferit. Ne trebuie 3 cartofi fierți, o cutie de ton, 150 de grame, o lingură de mărar uscat, o jumătate de linguriță de piper, o jumătate de linguriță de sare și un ou. Dăm cartofii fierți și răciți pe răzătoarea mare, într-un bol. Punem cutia de ton, mărarul tocat, rupem un ou . Mai punem o jumătate de linguriță de sare și o jumătate de linguriță de piper. Amestecăm toate ingredientele până obținem o compoziție omogenă. Punem compoziția obținută într-o bucată de peliculă alimentară . O strângem pentru a forma un sul . Strângem foarte bine capetele și o dăm la frigider pentru 30 de minute. Timpul de așteptat a trecut, aducem aluatul din frigider, aducem o farfurie în care punem pesmet, formăm biluțe potrivite sau de mărimea pe care o doriți, le formăm strângând aluatul în palmă, iar la urmă îl rotim ușor în palme, formăm mai multe biluțe deodată, Acum tăvălim biluțele prin pesmet, continuăm până le terminăm pe toate. Într-o cratiță punem ulei, așteptăm până se încălzește bine, punem chifteluțele pregătite, lăsând spațiu printre ele, le lăsăm până când capătă o culoare frumoasă. Le întoarcem ajutându-ne de 2 furculițe. Continuăm până le terminăm pe toate. Amestecul de gusturi le face atât de parfumate. Le coacem la cuptor sau în ulei. Sunt foarte bune în ambele feluri. Le servim cu maioneză sau ketchup sau chiar alături de o porție de cartofi. Vă invit să le pregătiți și voi. Și dacă vă plac, să îmi spuneți în comentarii. Aștept cu nerăbdare părerea voastră. Asta este tot. Poftă bună! Vă mulțumesc că îmi sunteți alături și nu uitați să dați like, să distribuiți dacă v-a plăcut. Vă aștept și la următorul deliciu, pregătit cu mare drag pentru voi. La revedere!